fără bun, să fac rotală, hai? Am gătat și mi-am luat două tipuri de lapte. Am gătat mici, nu găsit mici. Am schimbat locul la mici. Uite, am luat mici. Am schimbat locul. Au venit vecinii la mine, a venit și Barosanu. Facem grătar acum aici, că n-am ce să fac. Nu m-a așteptat nimeni să fac și eu curat în curtea asta. Uite, a crescut și buruianul Barosanu. De când ai plecat în America, te-a uitat și curtea. Și cățelul, și pisica, și nu pisica, mai tot. Nimic. Pisica, a murit pisica, mi-a murit morcovel. Pe bune, a murit morcovel, pe bune. Știi, nu? Nu. L-au otrăvit ăștia. Nu. Ăla roșcatul care venea aici. Până la Ozi, al meu. Hai să dăm camutele barosane. Camute. Mai luăm din ele, că sunt prea multe. Gata, ajunge numai. Da. Și astea nu poți să le pui, că uite, au vopsea de aia. Deci lasă carde, bă, lasă-mă carde. Arde, dar stai așa. Punem după aia mai multe, că, da. Poate cum mă, și punem după aia dacă e ceva. Nu, pune-le și pe lemă carde, auzi, arde și vopseaua aia. Lasă. Lasă barosane. Hai să vezi cum luăm noi foc acum. Trebuie să mai pune și niște majoroare de ăla, da? Ce? Viță de aia, așa cum era plantă acolo. Ia să dacă mai reușim din prima. Hai, mă! Da, am ajuns pe zile. Stai, dă-te la o parte. Hai. Acum, azi încep? Arde, nu arde, eh? Ce mi-e benzina aia? Ce benzina? Ce s-a făcut Cristianu, tătic? Nu știu. Ha? Nu știu ce-a așa. Gata, ăla e. Vezi? Trapul suficient. Se usucă repede, cred. Nu? Trebuie să faci curățenii americane, ca auzi. Păi da? Acum fac grătar. Am luat mici. Ce ai cu pește? Da, am luat pește, dar am luat de două feluri, macro și... Da? Crezi că o să iasă bine? O să iasă, da? Da. Vrei tu să le băgăm și pe alea? Niște cod, da, niște cod și macro. Da. Fac o glumă de geara. Da? Tu știi. Peștele de scursor faci, că nu știu să-l... Nu, adică peștele l-am pus în apă, dar l-am pus în apă decât trebuie să se... Dezghețe? Dezgheața până faci nimic. Da, da, da. A, deci l-ai băgat în apă? Da. Bravo. Hai că o să-l vezi după aceea, acum ce se... Bibicione, ce? Nu vine șef aici? Nu știu, trebuie să-i dăm un telefon. Da? Vine? E liber? Nu știu, că e liber. Îl cheamă. Dacă vrei. Merg cu camera. Primul grătar de când am venit din America. Am schimbat locul la grătar. Pentru că vreau să mă apuc chiar de treabă, de curățenie. Tai buruianul. A apărut și vecinul, a venit și Barosanu, a venit și Putin, a venit prietenii mei. Și vântul. Uite, aici n-am acoperit. Dacă vine o ploaie, s-a dus grătarul. Barosanu vrea să punem și lemnele astea. De astea și cu vopsea. Ce facem acum? E bine.
toxice astea. Vreau să fac aici ordine și disciplină, că poate într-o zi, într-o bună zi, o să-l aduc și pe leu aici la grătar. Dar să vedem ce, să mănânce un pește, nu știu. El vrea oaie, dar nu cred că merge așa. Treaba. Deci pune și ăsta acum. Arde și grătarul. Unde e sapa aia? Nu mai știu unde l-am pus. E pe aici? Am să mă uit după aia. Dacă nu am găsit sapa, dau cu toporul. Stai buleanu. Băi, vecine! Mai gura ta se aude! Face șlei mici. Barosanu a venit cu pește, a venit. Două tipuri de pește. Două feluri. Leo a spus că mă sună mai târziu. L-am întrebat dacă a ajuns cu bine, că dacă nu ajungea, vă dați seama că m-ar fi sunat. Și eu l-am sunat pe el când am auzit că a rămas în pană. M-a anunțat Olga. Uite, Zuzu. Zuzu de la Zuzel. Fac grătar și pentru Zuzel.
mănânce și ea prin intermediul YouTube-ului. Stau puțin și mă duc înapoi în America. Păi ce să fac? Am ieșit, mi era dor de grătar, mi era dor de prieteni, de prieteni. Mă pregătesc de bam bam. Se vede că pe aici n-a mai umblat nimeni pe aici. E totul în paragină. Am de lucru, tata, am de lucru. O să vedeți cum e acum curtea aia, să filmez. Să vedeți după aceea cum o să fac eu. Uitați, cum a crescut buruianul. Vecinul a fost cu gagicile, ce să fac el la mine în curte? Uite, s-a făcut aici iar, a crescut iar via. Băi, deci am tăiat via asta de peste tot și uite, iar a crescut. Deci nu vine să cred. Uite, și aici și acolo. Deci ăsta trebuie tăiat. Să curăț aici, să fie frumos. Pe bune. Nu se poate altfel. Uite, și vecinul are pe aici. Asta e celălalt vecin, care n-a treabă cu el. A venit în America aici, e Hawaii. A fost plecat în România. Păi așa e. Ce-ai pățit la mașină? Bună! În România și acum s-a întors în America. Păi da. Mary, unde pleci fără mine? La nuntă. Hai, păi n-am costumul pregătit. Păi să... n-ai, m-a dus singură. Te invii la grătar și te duci la nuntă. Hai la grătar și pe urmă mergi la nuntă. Unde? La grătar. La cântar? Nu, la grătar. A, nu la cântar n-ai nevoie la cântar tu. Tu n-ai nevoie la cântar. La ce nuntă te duci? La ce nuntă? Una, în afara București. Da? Da, ești prieten. Lasă-ți lasă banul aici, nu mai duci acolo. Mai dai și darul și astea. Nu, că acolo dansez. Păi dă drumul la muzică aici, mergi. A, bine zis. Dă drumul la muzică aici, dansăm, cântăm. E bine zis. Darul lăsăm aici. Vezi, mergi, nu mai e o treabă, ăștia. Meri, ăștia sunt însurați, nu te lua după ei. Acum la cameră să începem să punem micii. O să vină și Barosanu cu peștele lui. Să punem niște apă. Perfect. Astea sunt condițiile momentan. Așa a venit și mei. A adus și vecinul, o caselolă. Mi l-am vrut de aia cu oaie. Am luat decât așa de porc. Ce mi-i va părea acolo? Punem asta aici.
Acum se pune și pe ăsta lui vecinul, o 6.000 la vecinul. De bine se vede pe camera, sper că se vede bine. Deocamdată asta sunt condițiile momentan. Perfect. Nu știu dacă nu am să mă învăț. Uite de fum. Cum o vine la țigani, a? Hai că bine, mă. I-am amestecat, dar nu e bine să amestec. Că vecinul mănâncă cu oaie.
pauză de filmat. Bam, bam. O, Barosane, ai venit cu peștele. Ce pește ăsta, Barosane? Băi, e șalău. Șalău? Da. Ai loc acolo sau nu ai loc? Da, da, da. Cu micii mei. Șalău și... Dar vecinul. Americani, și crab românesc. Micii tăi s-au făcut mici și rău de tot. Păi da, bre, dar ai mei sunt mici americani, bre. Ai tăi sunt românești? Da, mici, mici, mici. Da, mici americani. Mici americani, mici, mici. Adică... Aia se numesc mici, că sunt mici. Ca niște chiftele. O, ce bine arată.